Salutare prieteni și bine v-am regăsit! Nu știu câți dintre voi mă urmăresc pe LinkedIn, dar începând de anul acesta am început să lucrez la Amazon, iar în acest tutorial o să vă arăt CV-ul cu care am reușit să mă angajez, iar de asemenea pe parcursul videoului o să vă spun și câteva sfaturi pe care puteți să-l urmați pentru a avea un CV cât mai curat. CV-ul puteți găsi pe linkul articolului, l-am pus aici, download link, apăsați pe here și voi o să puteți descărca CV-ul meu. Primele două reguli importante ce trebuie urmate, indiferent de compania la care urmează să aplici, sunt următoarele. 1. Nu folosi Europass, deoarece asta arată angajatorului faptul că nici măcar nu te chinui să-ți faci un CV de la zero și ai ales să folosești ceva cu drag and drop. De asemenea, dacă nu ai depus efort, pentru a-ți face CV-ul, asta indică angajatorului faptul că nu vei depune efort nici măcar în cadrul companiei la care aplici. Și chiar dacă unele corporații de apartament îți cer să ai CV-ul scris în europas, sfatul meu este să le ocolești și să nu aplici la ele. Cea de două regulă este keep it short. În general, un CV trebuie să aibă o pagină, maxim două deoarece angajații de la HR, de la resurse umane, primesc sute de aplicații pe zi, iar CV-ul tău trebuie să fie cât mai scurt și cât mai bocat în detalii. Mai departe trebuie să vă povestesc despre ATS sau Application Tracking System. Este un algoritm în care, în momentul în care aplici la companii, îți scanează CV-ul după cuvinte cheie. Trebuie să te asiguri de faptul că CV-ul tău poate fi parsat și citit de astfel de algoritmi, deoarece fiecare aplicație trece printr-un astfel de test înainte de a fi citit efectiv de o persoană reală. Dacă dorești să-ți verifici CV-ul pentru ATS-uri, eu îți recomand următorul link. După ce îți pui CV-ul aici la Jafer Hyder, nu știu cine e ăsta, dar are un sistem ATS foarte fine. Îți pui CV-ul în PDF, aștepți puțin, în general aproape 30 de secunde, iar după ce CV-ul acesta scanat îți spune efectiv ce informații a putut să extragă din, din acesta. De exemplu, numele meu nu l-a putut extrage deoarece am folosit diacritice chemându-mă mătrăgună, a extras doar m a Fonul, de asemenea, nu a putut să-l extragă, fiindcă eu mi-am cenzurat numărul de telefon. Vedeți că e 0756 y și nu a putut fi parsat, dar în mod normal mai mult ca sigur putea fi parsat. De asemenea, la skill-uri, sunt cuvinte cheie ce eu l-am folosit în cadrul CV-ului, work experience-ul, de asemenea văd că l-a parsat foarte bine și universitatea la fel a reușit să-și dea seama unde am terminat școala. Haideți acum să trecem la capitolele ce trebuie cuprinse în oricare CV. Începem cu Education. Trebuie să treci sub acesta ce facultate ai urmat sau ce facultate urmezi. Mai departe trebuie trecut titlul care va fi pe diplomă, respectiv BSC pentru licență sau MSC pentru master. Și aici am trecut First Degree with Honors. Aici poți să treci media, media generală ce ai avut-o. În Anglia se dau degree-uri. First Degree, Second Degree, Upper Second Degree ceva down, mă rog, îs 4 degree iar eu am trecut pe cel ce l-am primit. În dreapta, foarte important, trebuie să treci perioada în care ai urmat facultatea. Dacă nu ai terminat un loc de 2021, poți să treci prezent. Întotdeauna când enumeri experiența ta de lucru, proiectele personale sau companii la care ai lucrat, foarte important este să le menționezi în ordine descrescătoare cronologic adică cea mai recentă să fie prima. În cazul meu am trecut în acest capitol facultatea ce am urmat și am menționat câteva module mai importante, chiar dacă eu am avut cred că 24 de module, am ales să le menționez doar pe cele ce am considerat că sunt mai relevante. De asemenea, am mai văzut unele CV-uri în care erau trecute câte o notă la fiecare modul, dar acest lucru nu este foarte important. Știu destule persoane care au 10 pe linie, dar nu sunt în stare să ducă un proiect personal de la cap la coadă. Atunci când menționezi lucruri, de exemplu proiecte personale, este foarte important să ții cont de 3 aspecte. De ce ai făcut acel proiect personal? Cum l-ai făcut? și care a fost rezultatul final. Eu am menționat aici în cadrul facultății, am făcut un site de RPCIV online în august 2017, am menționat de ce l-am făcut, I started this project as a way to further develop my PHP skills, am menționat și cum l-am făcut în PHP și am mai folosit un Python Web Spider, și care a fost uh, rezultatul final. Mai departe, am menționat liceul cel am urmat, Grigore Moisil Timișoara, cel mai tare, în perioada 2012-2016. Aici puteți menționa, de exemplu, și notele din bacalaureat. Dacă ați avut note mari sau dacă n-ați avut cum a fost cazul meu, puteți să menționați ce ați făcut în cadrul liceului. Eu, de exemplu, am fost la Olimpiada Națională, am fost când n-am primit nicio medalie și am specificat faptul că I was ranked in top 3 at Regional Olympiad in Computer Science. Să nu menționați informatics, am văzut mulți care menționează, traduc informatică din engleză în informatics. Nu e neapărat că greșit, dar traducerea cea mai potrivită este computer science și am menționat și faptul cum am calificat la uh, National Stages pentru toți cei 4 ani de liceu, iar sub capitolul cu liceul am menționat și proiecte relevante ce le-am făcut în, în cadrul liceului. De asemenea, tot în cadrul descrierii am ținut cont de cele 3 chestii care trebuie menționate. De ce? cum și rezultatul final. Cel de-al doilea capitol ar trebui să fie experiența ta de lucru, iar la fel ca în paragraful anterior, companiile trebuie menționate în ordine descrescător cronologică. De asemenea, unii angajatori se mai uită și la locația unde ai lucrat, așadar aceasta ar trebui trecută în partea din dreapta, iar sub locația în care ai lucrat ar trebui trecută și perioada pentru care ai lucrat. Subtitrul companiei, foarte important este să treci funcția ce ai ocupat-o, iar mai apoi să menționezi în câteva cuvinte care a fost rolul rolul tău în cadrul corporației și ce responsabilități ai avut. Dacă nu ai semnat un NDA, un Non Disclosure Agreement, poți să treci și proiectele relevante la care ai lucrat în acea perioadă. De exemplu, eu la SEO Marketer o companie pentru care am lucrat în clasa 12, -a. am făcut un PHP, o aplicație care se numea Popasul Românești, așa că am menționat în capitolul Relevant Projects. Iar pentru a umple cele două pagini, fiindcă în mod normal aveam doar o pagină jumătate, vă să aminte, la început am spus că ori aveți o pagină, ori aveți două pagini, eu am ales să merg pe structura cu două pagini, iar la final am menționat două interese, am ales să pun un capitol Voluntary World care să arate angajatorului faptul că mă ocup și cu alte lucruri ce nu țin neapărat de area programării. Așa așa că am menționat perioada în care am susținut verde pentru bicicletă în Timișoara. La final, am preferat să menționez și două interese, educația și gătitul. Gătitul am ținut neapărat să-l menționez, deoarece arată faptul că sunt dispus să urmez un plan, o rețetă în acest caz, să urmez un plan pas cu pas pentru a ajunge la un rezultat final, a.k. o mâncare bună. Dacă nu ești creativ și nu știi exact cum să-ți aranjezi CV-ul, poți să folosești Canva pentru a-ți face o idee de design. De exemplu, acest design eu nu l-aș alege. Nu mi-au plăcut niciodată designurile în care trebuie să pun o poză cu mine. Consider că este irelevantă, deoarece dacă treci de prima probă, oricum vei participa la on-site interview sau la un interviu online și lumea poate să vadă cum arăți. De la final, îți recomand să nu folosești site-ul pentru a-ți completa CV-ul, de exemplu să nu fii cioban și să înlocuiești aici companiile și descrierile. Îți recomand să-l scrii în Word urmând designul ales de tine. Adică odată ce te-ai hotărât cum vrei să arate CV-ul, trebuie să replici practic designul în Word. Cam acesta a fost CV-ul meu. Dacă aveți întrebări sau ne le, le puteți lăsa în căsuța de comentarii. Iar în următorul episod am putea face ceva diferit. Dacă dorești să-mi dau opinia despre CV-ul tău, poți să-mi trimiți o copie la Mihai Aron Tepeni Industries cu subiectul CV Review, iar în momentul în care se strâng 5-6 CV-uri, o să fac un video în care le evaluez. Și nu trebuie să-ți faci griji, voi blura detaliile personale precum numele tău, locația, poza, dacă alegi să spui o poza și așa mai departe. Vă mulțumesc tare mult pentru vizionare, acesta a fost tutorialul, eu am fost Mihai și ne auzim data viitoare.